Noaptea ca hoții se poate transpune și în vara, când toată lumea e plecată în concediu, nimeni nu e atent și fără dezbatere. Și asta cu acordul Parlamentului. Atenție mare! Amendamentul respins, singur la amendament de altfel, este de la marginal 1, articolul 1 roman, punctul 6, modificarea și completarea codului fiscal. Amendamentul nostru propune adăugarea cu excepția creșterii taxelor și impozitelor. Pentru că nu este normal ca guvernul, când nimeni nu e atent și fără dezbatere publică, să ia astfel de măsuri și tot timpul anului să evităm aceste măsuri importante, vara să se trezească românii cu o povară nouă. Dimpotrivă, ar trebui să scădem taxele, mai ales pe taxarea muncii. Și înainte să veniți și să-mi spuneți că oricum guvernul poate să crească taxele prin ordonanțe de urgență, articolul 73 și 139 din Constituție vă contrazice flagrant. Adoptați amendamentul, mai ales dacă sunteți liberali.